Doar 3 din cele 7 cabinete ale deputaților și senatorilor de Gorj au fost azi deschise. Parlamentarii trebuia să fie prezenți în teritoriu unde să primească cetățenii în audiențe. Pentru această activitate declarată pe site-ul Camerei Deputaților, aleșii vor primi lefuri întregi. Chiar și cei doi parlamentari care au trecut azi pe la cabinete au făcut-o mai mult pentru a rezolva alte chestiuni decât problemele oamenilor. Senatorul Florin Cârciumaru, de exemplu, recunoaște cu nonșalanță că a venit la cabinet doar în trecere. În realitate, s-a întâlnit cu oamenii de încredere de la PSD. Trebuie așa aici, că na, vreau să mai discuși cu Cosmin, cu prefectul și cu asta, dar nu. Și nu ați declarați? Da. Un alt parlamentar, deputatul independent Alin Văcaru, a trecut și el pe la cabinet unde s-a ascuns în birou pentru că avea nasul roșu de la o răceală. Are nasul și roșu, abia vorbește. Așteaptă și pe cineva, domnul deputat. Este răcit coza. Am înțeles. Vă rog să treceți altă dată, că suntem toate zilele astea aici și mâine și poi mine poate și mai devine un pic. Cel de-al treilea cabinet deschis azi a fost al senatorului ALDE, Carla Tiriza. Celelalte cabinete de deputați au rămas închise. Lunar, cei 7 parlamentari din județul Gorj încasează indemnizații ce totalizează aproape 1 miliard de lei vechi. La acestea se adaugă cheltuielile cu angajații din birourile parlamentare și cheltuielile de întreținere a cabinetelor, plus diurne, facturi de telefoane, deplasări, inclusiv în străinătate.